Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Declarația politică se intitulează Copiii cea mai prețioasă avere a națiunii noastre. An de an, pe 1 iunie, mai mult decât în fiecare zi, sărbătorim drepturile copiilor și datoria pe care o avem de a le oferi o creștere și dezvoltare armonioasă într-un climat stabil în care calitățile și aptitudinile lor se manifeste de plin. Ultimul studiu intitulat Bunăstarea copilului din mediul rural realizat în perioada aprilie-mai 2022 și declarat reprezentativ în rândul părinților, copiilor și adolescenților din acest mediu, ne arată o realitate dură. Doi din zece copii spun că familia nu le asigură suficientă mâncare. Unul din zece copii nu frecventează în prezent nicio instituție de învățământ. Unul din 5 copii spune că violența este prezentă în școala lui. 28% dintre părinți n ce să facă dacă propriul copil ar fi victima unui abuz. Mai mult de unul dintre adolescenți lipsesc de la școală pentru că trebuie să lucreze în gospodărie. 47% dintre adolescenți spun că nu le place școala, 30% dintre adolescenți se simt expuși unor riscuri în comunitate, cel mai frecvent motiv fiind violențele comise de persoane în stare de ebrietate. 34% dintre minori au încercat alcoolul și 43% la 100 dintre ei consumă alcool cel puțin o dată pe lună. Acești copii și adolescenți din mediul rural își doresc doar să fie sănătoși, să se simtă iubiți, îngrijiți de părinți și o casă mai mare. Destinele acestor copii ne privesc pe toți, ei sunt parte din viitorul nostru și reprezintă cea mai prețioasă avere a națiunii noastre, iar modul în care aceștia vor crește și vor evolua, deveni la rândul lor adulți, reprezintă garanția stabilității și siguranței generațiilor viitoare. Este de datoria noastră a tuturor guvernanți, parlamentare, autorități locale, educatori, angajați din sistemul de protecție socială, organizații neguvernamentale și familie să asigurăm fiecărui copil acces la educație de calitate, servicii de sănătate și protecție socială. Declarația Universală a Drepturilor Omului a proclamat că omenirea datorează copilului ce este mai bun din ceea ce ea poate oferi, iar liderii mondiali în urmă cu peste 33 de ani au făcut o promisiune copiilor siguranță, educație și susținerea dreptului de a vorbi și de a fi auziți. Pachetul de măsuri sprijin pentru România este un pachet necesar și așteptat de foarte multe familii din România, care se luptă din greu să le ofere copiilor un viitor mai bun. Statul trebuie să facă mai mult decât să ofere egalitate la nivel formal, trebuie să se asigure că toți copiii, indiferent de mediul din care provin, au șanse egale de reușită școlară, iar acest lucru se poate face atât prin programe sociale cât și educaționale. Copiii sunt viitorul, dar viitorul depinde de educația lor, deputat PSD Telorman Florin Pipersau.